Funcțional schimba la 16 echipe? Cred că e o idee bună. Nu știu dacă mai era cazul de play-off și play-out. A, deci nici tu nu agrezi sistemul ăsta de joc? Nu prea. De ce? Nu știu, sunt foarte multe meciuri, mai ales în contextul ăsta cu pandemia, au fost probleme mari sezonul ăsta. Bine, nimeni nu știe care ar fi cea mai bună variantă, dar da, poate și fiind obișnuit să joc atâția în sistem clasic, da. Mi se pare puțin ciudat sistemul cu play-off, play-out. Dar cu Craiova mai ai discuții, adică mai ții legătura? Nu. Adică am... A, deci nu există varianta, domne, hai să te întorci la noi, nu știu. În momentul ăsta, clar nu. Mi-am luat la revedere, am avut o discuție cu patronul, foarte amicală. M-am înțeles bine cu toată lumea de acolo, adică din punctul meu de vedere, jos pălăria. M-au primit bine și colegii la fel, m-am simțit bine în vestiar, cu oameni din conducere, profesioniști, chiar oamenii fac o treabă bună și uite că anul ăsta s-a văzut că au fost cât pe CSI a titlu. Uite, un mesaj de la cineva care ne privește, Dani, bun ar fi la Dinamo acest mare fotbalist. Ce cere lumea la Dinamo. Da. Ce te face acum cu spanioli ăștia care au venit? Dacă vin și zic, ia Gardoș aici ofertă 15.000 pe lună, hai la noi. Nu știu. Probabil că ar fi... interesant, ar nu? Ar fi interesant, da. Dar crezi că ai avea probleme cu suporterii steliști dacă ai merge la Dinamo? Probabil că da. Pare asumat așa, adică ai putea să-ți asumi și riscul ăsta. Da, nu știu. Acum un an am refuzat. Nu știu ce aș face acum în situația asta. Nu m-am gândit, spun sincer. Care și până la urmă și fanii Craiovei, că și acolo există o rivalitate foarte mare. De fapt, cea mai mare. Craiova cu Craiova Dinamo este incredibil. Da. Deci mi-aș pune în cap și Oltenii. Da. Ce părere ai de proiectul de la Dinamo în nou început? Cum spuneam, ProSportul a anunțat două transferuri, Vlad Achim și mai este Ianoș Gol, fostul capitan al Cracoviei. Ce să zic, chiar dacă Dinamo a fost rivala mea peste tot unde am jucat, a fost trist să văd Dinamo că retrogradează aproape sau că se zbate acolo la retrogradare. Mi-aș dori să văd și Dinamo și Rapid în Liga 1, asta e clar. Acum știi cum e cu New Dinamo, New așa, rămâne de văzut ce bani vor băga oamenii și dacă într-adevăr se vor întări. Măcar să fie în play-off. Da. Că o echipă bună de titlu se face în timp, nu se face așa de pe un sezon pe altul, asta e clar. De la Petrolul ai avut ofertă? Am avut discuții. Recent acum? Da. Pentru noul sezon de Liga 2? Da. Și te atrage vreun... Aici e destul de aproape totuși Petrolul. Da, poate fi o variantă, nu știu. Au plecat foarte mulți jucători din ce am văzut de acolo. Peste tot se schimbă, adică peste tot mă refer la echipele care vor promovarea și la Rapid și la Petrolul. Da. Bine, am avut discuții cu un impresar care m-a întrebat dacă aș vrea să merg acolo. Să fi propus. Da. Cam asta e ideea, adică n-am avut discuții cu nimeni de acolo. Oricum nu știu foarte bine pe domnul Moldovan, dar... Da, nu știu, n-aș vrea să merg în Liga 2 și să, nu știu, să fiu la echipă de loc cu 7-8. Da. N-aș avea nicio satisfacție. Dar te-ar putea interesa un proiect de genul vino, promovăm anul ăsta și ai contract în Liga 1 după aia încă 2-3 ani? Asta și pe un an m-aș face, asta e clar. Da. Doar să fie proiectul serios, să fie echipa bună ca să măcar să te bați la promovare.